mereu. Iată, am să-ți iau copiii, zise omul cel bogat, dacă nu-mi dai datoria care ți-am împrumutat. O femeie necăjită, văduvă cu doi copii, pe când îi trăise soțul, avea multe datorii. N-aveau bani pentru mâncare, atunci am împrumutat de la cel bogat pe care să-mi împrumute l-au rugat. Cămătarul, foarte vesel, l-a umplut de datorii pe sărmanul din Israel, care în curând muri. Și pe când s-au dus la roaptă cu acel proroc vestit, iată că mătarii slugi la femeie au venit. Mi-a trimis stăpânul nostru ca să te avertizăm, să te achizi de datorie, căci de mult te așteptăm. Dacă nu te achizi de banii care ți-am împrumutat, iată-ți vom lua copiii pentru tot ce el ți-a dat. Nu e glumă cu stăpânul, el nu poate plăti banii, datoria dămii sau luăm mai tăi copii. Doamne, ce durere mare în femeia lovit, chiar în clipa disperării că mătarul a venit. Nu-i destulă încercarea că bărbatul i-a murit și sărmana cu orfanii au acum de suferit. Valul mare cheamă alt val ca să cadă peste ei. Ce să facă? Nu se poate ca să-mi ia copiii mei, să devină robi pe holda omului nesăbuit. Piata mamă negăjită aștepta un răsărit. Și păcând cu frământare, se gândea cum va ieși din acea strâmtorare, Domnul înspre ea privi. Dumnezeu, izbăvitorul, o salvează, dragii mei. Un bărbat numit prorocul se opri la poarta ei. Vai, părinte, vai, părinte, piata l-a întâmpinat și a spus necazul mare care peste ei a dat. Soțul meu, iubit de Domnul, a murit, știe visei, iar acum sunt amărâtă, văduvă între femei. Ba mai mult, pe când trăise soțul meu a prumutat ceva bani de alimente de la omul cel bogat, iar acum datoria a rămas pe capul meu, căci bărbatul meu murise. Elisei, știi robul tău? El s-a încrezut în Domnul, n-a trăit ca un păgân, dar de ce așa o știe cel ce i-a tot stăpân? Acum iată că mătarul aspru m-a amenințat. El mi-a zis că mi-a copii ca să loc la ce mi-a dat. Și vai, cum să-i las să plece, căci doar ei nu au mai rămas. Plânsul început să o nece și se sting al ei glas. Se-i văd robi, vai, nu se poate, Elisei, Domnul meu, vin la tine, tu necazul, tu om al lui Dumnezeu. Ce pot face eu, femeie? Spune-mi, ce mai ai acasă? Roaba ta e mare lipsă, doar puținul ei în vas. Bani, nu am nici folte pline, doi copii și acest ulei, Dumnezeul Israel să se îndure azi de ei. Atunci Domnul îi răspunde prin proroc ce minunat, să rămână credincioasă Domnului neîncetat. Du-te la vecini și cere, împrumută de la ei, vase multe, vase goale, vase ca să pui ulei. Intră apoi în odăiță și din ce ți-a mai rămas, umple cele vase goale cu al tău ulei din vas. Doar atât i-a zis prorocul și s-a dus ca nevăzut. Atunci mama și copiii au pornit după împrumut să adune cât mai multe vase, după cum i-a spus cel ce i-a dus mesajul de la Dumnezeu de sus. Și bătând la prima poartă, acei doi copii smeriți, repede veni vecina și întreabă, ce doriți? Cum să spune, știți, mămica ne-a trimis și ne-am temut. Știu, îi zise scurt vecina, iarăși după împrumut. Ce v-a zis, făină, sare, spuneți-mi ce doriți? Nu, nici una, nici cealaltă, i-au răspuns cei doi smeriți. Atunci ce, un drop de aur? Hai, grăbiți-vă, ce stați? Pentru ce ați venit, răspundeți? Pentru ce mă deranjați? Mama, te-a rugat pe cineva să goale să ne dai, să ne împrumuți acestea câte vrei sau câte ai. Și mirată fuge iute la bărbat ai femei. Au venit din nou vecinii, au venit cei doi copii. Știu, îi zisem cel bărbatul, iarăși după împrumut. Ce mai vor, ulei sau sare? Spune-mi ce ți-au mai cerut. Nu, bărbate, vase goale, vase goale, ce-au pățit? Și râdeau cei doi în foc, dar deodată s-au oprit. Vase goale, la de dragă, vine că nu cer ulei. Și le-au dat mai multe oale și au râs cei doi de ei. Și intrând în odăiță, mama cu a ei copii începură să adune banii pentru datorii. Masă-i plină cu uncioare, adunate din vecini. Mama începu la lor după frumoșii ei de zi. Ce faci, mamă? Întrebară cei doi cam nenumeriți, când le-a zis să țină vasul și să fie pregătiți, ca să toarne din uciorul de pe rafturi prăfuiri în acele vase goale care ei le-au pregătit. Nu înțeleg, e mult mai mare vasul cel împrumutat,
decât vasul nostru, mama, i-a zis cel mai mic băiat. Și apoi ce folosește, zise celălalt uimit, te-am adus atâtea oale și aici ne-am pregătit. Stai puțin să vezi minunea, pune vasul lângă al meu, zise mama credincioasă, mângâind copilul său. Și priveau uimiți copiii cum uleiul curge lin. Iată, vasul cel mai mare deveni deodată plin. Dar mirare și mai mare, deși vasul s-a umplut, în uciorul lor rămase un de lemn ca la început. Adu altul, zise mama, și din nou e vasul plin. Doamne, ce minune mare, căciuleiul curge lin. Atunci au strigat copiii, degetul lui Dumnezeu înmulțește un de lemnul, mamă, în uciorul tău. Și plângeau de bucurie cu privirea la ucior. Dumnezeul Israel ne-a venit în ajutor. Toate casele sunt pline cu uleiul minunat. Atunci mama fuge iute, la proroc a alergat. Domnul meu, e masa plină, am așa de mult ulei, ce să fac cu el, părinte, ca să-mi scap copiii mei? Vinde și adună banii să te scap de datorii, iar ce-ți mai rămâne ține, ție și la tăi copii. Și din nou pe la vecina iar în poartă i-au bătut. Ne-a trimis din nou mămica, știu, din nou după împrumut. Mai veți iarăși case goale pentru cele adunați. Am văzut că și la alții v-ați dus să împrumutați. Nu, vecină, de-asta dată, a zis mama, dacă vrei, poate că aveți nevoie ca să cumpărați ulei. Ia ascultă, mai bărbate, culmea, iarăși au venit vecinii, știu, din nou după cerșit. Nu, ascultă-mă mai bine, vor să ne vândă ulei, hai te vină mai aproape, să vorbești și tu cu ei. Lasă-mă, dar stai o clipă, chiar că asta n-ar fi rău. Voi aveți ulei? De unde? De la nostru Dumnezeu. Și s-a dat anunț pe ulei și de grabă au venit oamenii să aducă banii pe uleiul înmulțit. Și pe când se strânse suma, mama iute a plecat să plătească datoria la stăpânul cel bogat. Și când el în poartă, slugii au deschis. Ce vrei? Am venit cu datoria să-mi salvez copiii mei. Vreau o vorbă cu stăpânul. Domnule, sunteți căutat. I-au zis slugii toți cu teamă către omul cel bogat. O femeie din cetate, cea cu multe datorii, vrea cu tine să vorbească. E aici cu a ei copii. Și privind-o cu mirare, omul mândru a spus, ca un leu cu nume de prată, căci de ei și-a amintit. Mai vreți vreo amânare la voastre datorii? Nu vă iert, acum e clipa ca să-ți iau cei doi copii. Nu, stăpâne, datoria, uite aici banii tăi, tu cu banii, cu moșia, iar eu cu copiii mei. Bani? De unde bani, femeie? Domnul mi-a dat să știe, el s-a îndurat de mine și de aceștia doi copii. Uite banii, frăți hambarul, cât de mare tu voiești, dar să știi că fără Domnul fericire nu găsești. Dacă nu ierți pe alții, Domnul nu te va ierta. Bogăția ta cea mare, să știi, nu te va salva. Eu sunt văduvă săracă, eu sunt copii orfan. Tu ai multă bogăție și mai vrei și ai noștri bani. Unde-i legea care scrie să ierți pe îndatorați? Asta e pentru toți, stăpâne, chiar și pentru cei bogați. Dar bogatul, ca bogatul, după cum ne-a zis Iisus, din porfirea cea aleasă, în durere, închin s-a dus. Dumnezeul lui Israel tuturor va răsplăti și la văduva săracă și la ei iubiți copii. Nu cred că ar fi nevoie multe să mai tâlcuim, căci răspunsul de la Domnul în Scriptură îl găsim. Deci a murit prorocul, omul credincios merit, iar bogatul și zgârcitul mai departe au trăit. Deci a rămas sărmana văduvă cu doi copii, prigonită, apăsată de acei cu bogății. Sigur, ne întrebăm adesea, când vedem asemeni frați, ca și cei de altă dată, prin necazul încercați. Moare soțul sau soția și rămân copii orfani, fără haine, fără casă, fără pâine, fără bani. Sigur, Dumnezeu ne ceartă și pe ei, dar și pe noi. Frați, surori din adunare, spuneți ce veți face voi? Veți ierta de datorie? Veți sări în ajutor? Sau levitul și preotul trece, tot nepăsător? Iar voi care încercarea foarte jos v-a lăsat, de la văduva săracă, spuneți-mi ce ați învățat? Ea s-a încrezut în Domnul și uleiul s-a mulțit. Din necas, din strâmtorare, Dumnezeu ne-a izbăvit. Fă așa și nu te teme, Domnul îți va înmulți un de lemnul sfânt și proaspăt care te va înveseli. Nu mai plânge, mamă dragă, spune la copiii tăi, căci există îndurare sus, în cer și pentru ei. Chiamă-i iar în uleiță, cum Iisus ne-a învățat, căci femeia și copiii către Domnul au strigat.
Nu te teme de necazuri și averici în corpul tău. Cheamă-i și pe tăi cu tine și strigați lui Dumnezeu, căci prorocul iarăși trece pe la voi. Nu vă îndoiți, tot ce va pasa astăzi, Domnul îi mărturisiți. Domnul știe, Domnul poate să mulțească ce mai ai. Prin răbdare și credință vom ajunge sub sfârșit. Ca și vădul ascultă și supune pe mereu la cuvântul care vine la noi de la Dumnezeu. Nu curtine încercare, căci la urmă vei vedea. După multa ta răbdare, Domnul te va ridica și vei sta din nou pe stâncă cu acei ce au biruit, binecuvântând pe Domnul, plin de pace la sfârșit. Rabdă soră și iubește chiar și pe rășmașii tăi, care vor să-ți ia copiii și să facă slujnie. Tu te roagă, strigă frate pentru tot necazul tău. Spune-ți tot ce va apasă, frați, surori, lui Dumnezeu. Căci răspunsul sigur vine, dacă noi vom insista, cum a zis Mântuitorul, roagă-te, nu te lăsa, să venim cu mulțumire pentru toate să-ți slăvim și necaz și bucurie de la Domnul să primim. Căci minunea mânzirii, unde lemnului curat, pe cer învechime, de la moarte i-a scăpat. Gustă, soră, gustă, frate, sfintele învățături, căci uleiul mântuirii se găsește în Scripturi. Unge-ți fruntea și vorbia, tot ce spui și ce gândești, să reflecte strălucirea tainelor dumnezeiești. Unde lemn să cerem astăzi în candele, frat, surori, pentru ziua cu deniva, mirele slăvit pe noi. Amin.